Și acum încă nici n-a ajuns din sus. Vezi și vine din sus. Vezi și vine de la căratul. Și-o fost ieri, azi mai mult ca ieri. Pus în mașină. S-a muiat lutul ăsta aici. Precipitațiile abundente căzute seara trecută în județul Galați au produs în mai puțin de 40 de minute o serie de inundații, cea mai afectată fiind comuna Corod. Aici au fost înghițite de apă aproximativ 400 de grădini și terenuri, dintre care 20 de gospodării. În trei cazuri, apa a pătruns în locuințe, magazii și grajduri. A venit apa cu putere! N-ați mai putut să salvați nimic. Pistele. Vă că ați pus găinile pe sus, să nu găsați cu ceva. Da, dar mai necat. Eu mai necat, bă. Câte v-au necat? Vreau și ești pe găinile, nu știu, pui. Necat mare. Am dus toate acasă. Ați mai trăit vreodată așa? Nu, nu. Am 67 de ani, nu. Într-o jumătate de oră era deodată inundat cu totul. Mai am salvat ceva din grădină? Nu, nu mai am salvat nimic. Tot să roșii și tot să pui în omorât. De când sunt, eu am 53 de ani, n-a fost niciodată așa ceva. În unele situații, oamenii au fost nevoiți să spargă temelia gardurilor cu picamărul pentru ca apa din grădini să se reverse în stradă. O femeie însărcinată în 7 luni a trăit seara trecută spaima vieții ei. Tocmai de aceea, tânăra a decis să plece astăzi la Tecuci, mai ales că autoritățile au emis un nou cod galben de fenomene meteo extreme. Nu știu că vine așa mare. Și v-a prins aici? Da. No. Dar plecăm astăzi acasă, că o să vin iar. Și la Tecuci nu e așa. Și de frică plecați, nu? Da, băi, de ce plecăm? Că mai am un băiat de 2 ani jumate. Trebuie să aștept mama că la biserică și trebuie să vin și mă duc acasă, că mi-e frică. Încă de dimineață, militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au acționat în zonă pentru evacuarea apei cu 2 autospeciale și 3 motopompe. Acestora li s-au alăturat și pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. Vom fi în alertă permanentă. Este acel cod galben de care avem habar, știm. Oamenii noștri, colaboratorii noștri, cei din CLSU vor fi pe teren permanent, vom acționa continuu pentru a ajuta populația Corodului. Am făcut tabele estimative cu gospodările populației care au avut de suferit pe urma inundației, cu infrastructura locală care într-adevăr a fost pusă la pământ. A fost un dezastru general pentru Corod. Și la Drăgușene au fost afectate de torenții drumurile Sătești aflate în pantă, iar la Tăcuci au fost inundate mai multe segmente de carosabil datorită refulării apei din canalizări, dar nu s-au înregistrat pagube.